Trei oameni au murit în ultimele 24 de ore pe șoselele din județul Hunedoara. Printre vinovați este și un tânăr care s-a urcat la volan fără să aibă permis de conducere. Unul dintre accidente a avut loc pe DN68 Hațeg-Caransebeș în zona localității Peșteana. Bărbatul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, deși nu avea permis auto și a intrat pe contrasens. Autoturismul său s-a ciocnit frontal cu o altă mașină condusă regulamentar de un bărbat de 46 de ani din Lupeni. Echipajul de pompieri deplasat cu auto specială complex a găsit într-un autoturism implicat în accident doi bărbați încarcerați în vârstă de 19 și 46 de ani. Medicul serviciului de ambulanță județean din Hațeg a constatat că în urma accidentului ambii bărbați au decedat pe loc. Victimele au fost extrase din autoturism după intervenția echipajului de descarcerare, se arată în comunicatul ISU Hunedoara. Accidentul s-a petrecut în cursul nopții trecute. Martorii accidentului susțin că în urma impactului cele două mașini s-au dezintegrat. Accident și în apropiere de Petroșani, în care au fost implicate două autoturisme și un autotren. În urma accidentului două persoane au fost rănite, iar o altă a murit după ce a intrat în stop cardiorespirator, medicii nereușind să o salveze. Bărbatul ce a decedat era din Petrila și se afla pe bancheta din spate în momentul impactului. Pompierii au intervenit cu echipajul de descarcerare pentru a scoate victimele din autoturism.